Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! Vă arăt o tribună a învățământului în care, într-un articol, promisesem vacanța altfel. Și sunt alături de câteva personaje care au populat insulița numită Atlanticron, despre care vă vom vorbi astăzi. Deci vă vom vorbi despre știință care nu se poate face fără imaginație. Profesorul universitar Leon Zăgrean, domnul George Zăgrean, elev în clasa 5-a și directorul taberei de 23-24 de ani, Sorin Repanovici. Să socotim 23, să socotim 24? A 25 ediție va fi la anul, deci de prin 89 tot așa. În 89 a fost prima și asta. Ei, iată, deci o situație pe care o să o descriem. Avem imagini, colegul Cristian Român ne le-a pus în buclă și o să fie filmeze, o să fie imaginile filmate, o să le aveți pe ecran, iar noi o să comentăm din spate. Deci eu vă spun în trei cuvinte că e vorba despre o insuliță care nu cred că are un hectar, lângă Capidava, pe Dunăre, de la Cernavodă în Aval, în care, din motive pe care credeți-mă că nu le înțeleg, de 24 de ani vin câți tineri să fi fost? Mii, vorbim de câteva mii. 8.000-9.000 de oameni care stau în corturi, la care vin să le vorbească profesori reputați. Și aici îi dezvălui domnului profesor Zăgrean unul dintre secrete. Sorin, și cu mine alegem numai profesorii foarte spectaculoși. Asta e una din condiții. Domnul, deci poți să fii academicianul cui vrei, dar dacă n-ai spectacol în povestea ta către George și către public, în altă parte, la ce universitate vrei. Deci asta e una din condiții. Acolo e o insuliță pe care cresc, în afară de tot felul de tufișuri și de plopi, de sălci. Broaște și de șerpi. Sălci. Da, sălci, da. Nu, e ceva interesant. Totuși, apa a crescut de câteva ori, de multe ori, de fapt, în această perioadă de 20 de ani și a adus semințe de copaci din alte zone geografice. Și cei de la Cursul Sirii mi-a spus chiar că această insuliță nu va fi una uzuală, cum se întâmplă pe Dunăre, ci au apărut alte specii. Eu am să te rog să și urmărim pe ecran și ați văzut, între altele, vorbea acolo directorul cluburilor UNESCO din Statele Unite, un negru de origine cameruneză, și e printre invitați și acum aveți, iată cum arată un clasic, o clasă, un curs, o conferință, un club. O clasă, da. Da. Domn profesor Zăgrean, cred că eu și cu Sorin am fost în emisiune vorbind despre asta de când era Sorin mic. La asta. Sunteți la primul contact, un profesor universitar în cort. N-a fost puțin lucru. Da, deci, în primul rând, permiteți să vă mulțumesc pentru faptul că am ajuns pe acea insulă, mai ales în condițiile în care l-am aflat, că sunt destul de... Ați avut pile, domn profesor. Așa. Nu pot să zic că m-am simțit în mod deosebit, cu totul altfel, față de studenții mei, cu care am o comunicare... Cam de același, sigur, cu restricțiile rigoare atmosferei academice și așa, dar comunicarea dintre mine și auditoriu este lejeră. De multe ori după curs rămân studenți și discutăm uneori perioade mai lungi decât la curs, iar aici în plus a fost faptul că diversitatea participanților este mult mai mare, adică au fost și studenți și tineri din diferite domenii, cu preocupări diferite, cu întrebări foarte punctuale din zone care uneori, să zicem, m-au surprins prin întrebări. Deci e o comunicare, aș zice, multidisciplinară.
Eu confirm că domnul profesor Zăgran are în fiecare lună, vineri după masă, o dată pe lună, mi se pare. Nu, pe săptămână. O dată pe săptămână, un curs de neuroștiințe. Ultimele trei opțional, luni. Un curs de neuroștiințe opțional la Facultatea de Medicină din București. Și de fiecare dată am fost uluit să văd că amfiteatrul este arhiplin, deci că pe tine îi interesează și pentru că profesorul este într-adevăr atrăgător, spectaculos cu ceea ce vine. Deci nu numai că buchea cărții și copiii, studenții învață de acolo. Dar pe mine m-a bucurat că dumneavoastră ați venit cu un domeniu neuroștiințe mai puțin discutat în, acolo, în școala de pe insuliță, și că un universitar vine și se uită la un fenomen de educație, asta mai ales, o să vă iau lecții de tir cu arcul, acum îl aveți pe cine, Ovidiu Petru, Ovidiu Petru, da, da, care trage, se poate face și genomică și proteomică pe de o parte sau neuroștiință, se poate face și tir cu arcul și yoga și dans irlandez. Așa, acum, George, că-s foarte curios, așa, reacțiile pe care le-ai avut, cum ți s-a părut, ce fel de școală e asta? Mie mi s-a părut un loc extraordinar. Hai să-l arătăm pe George. Și mi se pare că este cel mai frumos loc din lume. Bun, acum ți-ai luat clasa și învățătoarea, sau acum ești între a cincea, profesorii. Ai pe insulă toți să facem școală acolo? Nu. Nu, de ce? Păi, din păcate, trebuie să spun și că unii nu sunt interesați de acest fel de lucruri. Da. Unii n-au timp, se duc în alte țări. Da. Și alții nu vor. Da, dar profesorul, învățătorul vine? Păi, de obicei, învățătorii nu prea acceptă să vorbească despre astfel de lucruri, deci nu pot fi invitați. Da. Ce curs așa ți-a plăcut cel mai tare? Ce atelier? Eu cred că mi-a plăcut atelierul de roboți? De robotică, da, robotică, de robotică. Da, astronomia noaptea? Și astronomia mi-a plăcut, dar de obicei a trebuit să merg imediat la culcare, că mi-a era foarte somn. Domnul te-a trimis la culcare, da. Nu? Nu mi-a trimis nimeni, dar eram eu obosit. Nu, repede, și un fel de raport, așa, cum a apărut anul ăsta la 23-a, ziceam eu, 24-a, spui dumneata, 24-a ediție? Uitându-mă în lumea virtuală pe internet și discutând cu o parte dintre colegii mei, suntem optimiști că am reușit din nou o ediție. Haide, acum să dăm imagine din insulă cât vorbește Sorin. O ediție bună, nu sunt specială, fiecare an e special în felul lui, fiecare ediție. Ce m-am bucurat este că dacă în 90-91 visam să avem legături cu, prin satelit și așa mai departe, spunem cu NASA, cu tot fel de... Era o serie de science fiction. Anul acesta am avut onoarea să-l avem, a invitat și pe Dumitru Ponariu, să vorbim și cu specialiști de la NASA, să fim în direct cu un moment... Asta merită să descriem mai mult, că e chiar spus. Dar apropo de cele mai deschide lucruri care s-au întâmplat. Acest moment de a vorbi direct cu cei care coordonează, cei care, așa cum coordonează misiunea spațială Curiosity, dar numai am avut și invitați din țară și din străinătate deosebiți. Mă bucur că și domnul Zăgran a venit aici la emisiune. Iată-l pe Roberto Coalia acum. Roberto Coalia este deja parte din... Scriitor Roberto Coalia, învățat românește de când vine aici. Da, deci e... Da? Și aici hai să mai insistăm pe faptul că trei seri la rând cei din tabără au vorbit în direct cu NASA și Jet Propulsion Laboratory, cu Navi Prakash, unul dintre responsabilii de acolo. Responsabilii care, mă rog, oamenii de știință care au coordonat amartizarea. Deci era responsabil cu amartizarea roverului și a fost în mijlocul acelor 7 secunde de teroare. El era principalul responsabil și ne-a împărtășit din experiența lui, un tip deosebit. A doua seară am vorbit cu specialistul care gestiona și se ocupa de operarea instrumentelor care erau montate pe Curiosity. Instrumentele de... Și faptul că Dumitru Prunariu a vorbit în direct cu ei, ne-a dat greutate nouă, nu glumă, că asta e deosebit așa. Ce-i mână pe ei în luptă, nu? Hai că după atâția ani ar cam trebui să ne întrebăm. Cum de-i facem să vină?
Nu e hotel de 5 stele, asta a văzut, domn profesor. Îi faceți venit pe cei curioși. Chiar am observat și de atâți ani, în ultimii 5-6 ani, avem această formulă de înscriere electronică înainte de tabără și vine cine vrea. Dar regula e să vii să-ți placă ceva, deci să vii să-ți alegi ceva și să participi la ceva. Restul faci ce vrei, în condițiile de acolo. Anul acesta am avut în jur de 450, aproape de 500 de participanți. Grupul țintă au fost adolescenții 16, 23, 24 de ani, cei mai mulți dintre ei. Tot ce mai mulți au fost bucureștenii, ca să o pondere, dar m-am rămas plăcut surprins că au fost reprezentanți cam din toate zonele țării. Deci pot spune că 2-3, dau cam din fiecare loc geografic din România și străin, spuneam mai devreme, a fost din Africa de Sud, pentru prima dată, un prieten al Fundației Ul Genesis, care gestionează la fel un program de tineret în Africa de Sud, dar puțin altfel se întâmplă acolo. Din statul unit a fost o echipă cam în fiecare an de vreo 5-6 persoane, cu Heather Ketton, care e președinta Fundației World Genesis. Haideți să-l dăm pe robotul invitat, ca să zic așa, ca să vedeți și la cursul de roboți acolo. Este cursul de roboți pentru cei mici, cum e George, dar și pentru toată lumea. Ei sunt roboți solari. Signusul din Suceava, un club foarte serios, e cel care e responsabil cu roboții. Nu numai, tot ei aduc și instrumentele pentru laboratorul de astronomie. Am avut adus pe insulă de echipa lui Dan Milici și Victor Șudac. Am avut și, evident, Bică Marin, profesor antrenor al lotului olimpic de astronomie. Am avut cel mai mare instrument telescop. Telescop, da. Care îl au acum în România pentru și e frumos noaptea, că se face coada aia lungă la telescop de copii care sunt curioși să vadă sateliții lui Jupiter. Aici este atelierul de arte decorative. Da, da, da. Pasionați? La profesorul Manole. Am fost. Care e și el pe insulă de la facerea lumii, ca să zic. Cam așa, da. De 20 ceva de ani. Și el și Valentin Ionescu. Da. Și sunt și tineri de 18, 20, 22 de ani și copii. Și e frumos să spunem că unii dintre tineri s-au cunoscut pe insulă, s-au căsătorit și au venit cu copiii lor acolo. Da. Domn profesor, ca experiment, cum vi se pare? E clar că transpiră entuziasm, nu? Da, deci în primul rând trebuie să mărturisesc că am fost surprins să întâlnesc acolo, fără să știm unii de alții, studenți nu de la medicină. Ce frumos! Deci dintre cei care am avut studenți mai de mult sau mai recent, lucru care m-a surprins. Și am întrebat pe unii cum au ajuns. Mi-au spus că au găsit pe internet, li s-a părut interesantă tema propusă ca discuții. Ei aveau un background, să zicem, legat de special neuroștiință, relația minte, creier și așa mai departe și au mers acolo să continue, dacă vreți, orientarea sau studiul spre această problemă. Din punct de vedere al semnificației în domeniul educației, cred că ar trebui să fie un punct de reper această organizare, pentru că eu acum și ca fost elev și student și ca profesor consider că e un învățământ prea restrictiv pe de-o parte, încremenit, așa. Da, pe de altă parte o concepție care ar trebui și probabil se va schimba, dar e bine să se realizeze cât mai repede acest lucru în toată lumea, și anume cam de câteva secole încoace lumea este școlită, ca să zicem așa, în general din dimensiunea sau din perspectiva aplicabilității. Și parcă societatea tot mai mult se îndreaptă spre a produce doar oameni utili, uitându-se cu bună știință sau cu mai puțin bună știință
latura spirituală a ființei umane și special dimensiunea de integrare în societate ca ființă umană. Și probabil acest mod de a comunica care a fost organizat pe insulă s-ar putea să dea roade. E un experiment pe care îl recomandați? Spuneți, facem? Eu sigur că l-aș recomanda cu mare căldură. Problema este că sunt un om lucid și îmi dau seama că ar fi în acest moment destul de greu de organizat la nivel de societate, dar câteva principii care s-au regăsit în funcționarea acestei academii numită Atlanticron, cred că ar trebui să fie implementate în educația și a tinerilor și a mai puțin tinerilor și mai ales a părinților, părerea mea. De asta, părinții trebuie convinși și atunci cei care sunt pe insulă vor fi părinți în viitor, la asta mă gândesc. Aș interveni și aș spune că nu ne-am propus niciun minut să fim academici, adică să facem școală. Noi, în primul rând, ținem copiii în vacanță. Dar cum fac vacanța să fie interesantă? Pentru că pe George aici, întrebându-l, și ce aminte cu plăcere, dar nu știu ce, așa de multe lucruri a învățat, informație vorbind, dar nici de cum nu face o paralelă între a învăța ce vezi, cum vezi la școală și a învățat așa de multe lucruri cum a învățat acolo la Capitava, datorită totuși mediului în care a stat. Este un mediu pe care noi l-am inventat fără să... Deci n-am aplicat nici fel de formule. Pur și simplu a ieșit așa și am construit tot timpul pe lângă el, având acum, după 20 ceva de ani, un produs care se pare că este produs. Este bine, e util pentru ei, acoperă ceva ce totuși zic eu că nu reușește ca să fie în societate. Deci să fii în același timp într-un loc unde să poți afla foarte multe lucruri, să-ți facă plăcere, să asimilezi fără să vrei, să profiți că și vacanță, să nu-ți pese de părinți, că nu sunt de acolo cu tine, sau chiar dacă sunt cu tine, nu... George, de fapt e școală în joacă, nu? Da. A fost școală un pic acolo, da? Da, da. Ai simțit așa că e școală? Te-a strigat cineva la catalog? Absolut. Nu. Ți-a pus cineva notă rea, notă bună? Nu. Te-a fugărit mama pe acolo, că să nu faci aia, să nu faci aia la ta, nu? Nu. Da. Bun, dar la un moment dat ai strânit senzația acolo, uite, mi-amintesc că ai fost cu Sorin în amfiteatru oameni buni, este o poiană mare și sub copaci un ecran mare, este lumină electrică, este internet, de altfel am avut legătură, cum v-a spus Sorin Lepanovici, cu Pasadena, ceea ce înseamnă că am convorbit în direct despre robotul marțian Curiosity peste un continent, un ocean și încă un continent, atât de departe. Noi am stat de vorbă unii cu alții, Dumitru Prunariu, eu, Sorin și ceilalți ne-am uitat în ochii lui Navi Prakes și cei de acolo ne-au văzut, i-au văzut pe toți, nu procedeul ăsta Skype, pe toți cei 480 câți erau în Poiana și asta s-a putut face. Ia, explică acum la ce erai mare meșter și le-ai dat chiar și perioada așa când te poți să întâlnească, dar ai consultații pe acolo, nu? Da, într-un fel de magneți, cum să spun, rotunzi și micuți, din care poți face cam orice. Formă. Se lipesc între ei și, da? Se lipesc, e foarte drăguț, da. Poți face icosaedru, dodecaedru, pătrat, da. Cu... Și au venit și alți băieți și alte fete, se vadă? Da, au venit chiar mai mulți decât mă așteptam, serios. Da? Da, deci ai făcut un curs de, cum le-ai spus tu, Cubite sau? De Neocube. Neocube, așa, uite, ne încurcăm tot. Cube. Așa. Ei, uite, asta, la anul te angajăm la profesor acolo de neocubism. Vrei? Da. Scrie pe internet, chiar. Te rog frumos și la anul ăsta, scrii pe internet. Avem o rezervă mult mai mare de magneți. Da? Pentru să avem o rezervă mai mare de magneți și eu, profesorul George Zăgrean din clasa a 5-a, absolvent ai să fii la anul, da? Vă invit la cursul Neocuse, vă rog să veniți la cortul de pe dreapta. Cum e viața în cort, frate? Este extraordinar, este mai confortabilă decât patul, salteaua aceea cu aer. Da? Da. Și mamei și tatălui la fel le plăcea de tare? Să iasă în patru labe din cort afară?
Nu chiar un patru, mai mare, nave, că am luat un cor mai mare cu două camere. Da? O cameră de dormit și după aia ieșai din ea pe o ușă cu fermoare și intrai practic sub o, într-o altă salon. Cameră. Înțeleg că ai continuat acțiunea cu cortul și acasă după... După Atlantic Run, nu? Da, dar am luat un cort mai mic pentru că ne așteptam că nu o să fie nevoie, dar ne-a cam lipsit a doua cameră. Dom'le, viața la cort merită trăită, da? Da, da. Da. Bun. Eu acum și cu Sorin vrem să te convingem să faci propagandă. Să te duci să spui colegilor tăi, băi frate, ia uite ce școală am făcut eu, hai să facem și noi. Să vorbești cu dirigintele, diriginta la anul și să zici, la sfârșitul lui iunie ne-am ales un loc, facem un cort, facem o mică școală și pe urmă ne ducem la Atlantic Run. Da, dar nu... Nu cred că o să prea vrea nimeni, pentru că, din păcate, cam toți copiii sunt copii din aia care se bat, se așa, nu... Să mai bată, să mai și împacă, nu? Copiii să mai încarte, nu prea. N-ai material. Dar merită încercat. Da, merită încercat, dar... Depinde cum le povestești. Dar chiar dacă le-aș povesti că este practic un loc cu copaci de diamante și chestii de astea, sunt sigur că și așa n-ar fi. Eu îți pot să-ți dau o copie după filmulețul care e pe ecran acum, în și... care și să arăți acolo, uite, hai să fă la lecția de dirigenție. Sigur. Da. Hai să vă arăt eu la ce am fost eu. Să vezi ce școală e, sub frunze, cu broaștele la oaltă, nu? E, fără broaște și n-am întâlnit șerpi, dar am umbrele în care a avut prietene care a întâlnit șerpi prin corte. Sunt și șerpi acolo, normal. Da, am și văzut un șarpe, dar eram un șarpe de apă și eram în Dunăre. Era blând? Nu, el nu m-a văzut, eu pur și simplu am notat deasupra lui. Te-ai speriat? Nu. Nu, pentru că era micuț. Era un pui. Profesor este acum, dacă ar dăm imagine, profesor Florin Monteanu, care pentru mine este un conferențiar deosebit, un pedagog deosebit, a reușit, cum faceți dumneavoastră, domn profesor, să strângă o echipă de pedagogi în jur. Deci el se duce și propovăduiește teoria haosului, complexități, uite, povestea aia cu arborele cotit, comparat cu copacul. Da, ne-am întâlnit cu domnul Florin Munteanu primăvara asta cu ocazia unei manifestări științifice studențești. Nu ne cunoșteam până acum, am fost plăcut surprins de activitatea care o desfășoară și mai ales de intenționalitatea aceste activități. E un om care pune foarte mult suflet în ceea ce se numește comunicarea actuală și mai ales din perspectiva viitorului. Comunicare atât în domeniul științific, cât și comunicarea interumană. Însă având prin formație o pregătire în domeniul științelor fixe, a deviat puțin și s-a apropiat de neuroștiință și special despre metodologia de abordare în acest domeniu și eu cred că este un om care merită toată atenția și tot respectul din partea noastră. De altfel, noi să și continuăm activitatea de colaborare pe această zonă. Venim cu studenții de la medicină, cu studenții care frecventează grupul domniei sale și cred că să putem să facem în viitor ceva care să semene a sămânță roditoare. Așa, să vedem cu ce veniți. Grupul de smurt. Interesant. Făceau și lecții. Da, deci a fost o echipă de... I-am început la Florin Munteanu cu câțiva ani de zile, 7-8 ani în urmă, Adrian Lala, Giovo Bârnac, Radu Berca. Deci ele fiind, au continuat la medicină, studenți, apoi practicieni și au devenit medici. Au rămas ancorați, au rămas atașați de programul Atlantic Run și vin în fiecare vară oferind nu numai sprijinul pentru intervenții în caz de nevoie de urgență medicală, și cursuri... Acum aveți o clasă pe ecran. Exact, ați avut o clasă în care vin câți? 10, 20, 30, 40, câți vor la profesorul care îi atrage. Cred că ăsta e cenacul literar, nu? Da, este USP. Literatura science fiction. Fantastic.
Da, vrei să vii cu câinele, poți să vii cu câinele pe insula, nu e nicio problemă. Sigur. Vă spuneam de echipa de la, acum a venit o parte dintre ei sub umbrela, sub emblema SARS. Este un serviciu, este o organizație neguvernamentală care asigură servicii de intervenție în caz de nevoie. Dar, spuneam, fost studenți la medicină, actualmente sunt medici, practicanți, la urgență. Da. Am avut George s-a văzut pe ecran și ne-a întrerupt acum ca să ne arate, da? Am avut și sprijinul celor de la SMURD, inclusiv domnul doctor Arafat. Am intenția în trecut să-l avem pe insulă, dar, din păcate, programul nu i-a permis. Evident că de la an la an încercăm să avem lucruri noi și inedite. Am avut și anul acesta. Colegii mei deja mi-au cerut să avem o întâlnire pentru a vedea cum desenăm programul anului viitor. Eu zic să întrebăm pe beneficiarul eventual de anul viitor. Ce ai vrea anul viitor să fie? În afară de roboți, te asigur că vom avea acolo, o să vină Dan Milici cu ei. În afară de atelierul de pictură, profesorul Manuel o să fie acolo. Pentru cine vrea, pentru cine are, da? Muzica ți-a plăcut pe acolo? Au cântat, au dansat? Da, dar nu prea am fost acolo. Nu, cel mai mult am ocupat. Fost cu prietenul meu pe malul Dunării. Da. Pescuitul, te-ai dus așa să prinzi ceva? Dar am văzut mulți pești. Mulți pești. Pești adevărate, era scoși din apă, de pescari care chiar au prins, nu mințeam. Nu, adică nu, eu i-am văzut în apă. Ai văzut în apă, da. Ce curs ar mai trebui? Te-ai uitat la telescop, nu? Da, în multe nopți. Cred și? Că ar mai trebui... Ai văzut sateliții lui Jupiter? Nu, asta nu. Asta nu. Dar ce ai văzut? Pe Venus, frumos? Astea, nu, pe... În schimb, am văzut o stea dublă. O stea dublă. Deja ești cineva, îți dai seama, clasa 5 ai văzut o stea dublă. Și cred că cursul care ar trebui... Hei, nu mai arătați insula secretă acolo pe ecran. Nu, nu mai arătăm, da? Cursul care ar trebui să fie este că este acela de a se adapta pe această insulă, pentru că altceva nu cred că m-ar mai trebui. Dar crezi că era vreun neadaptat pe acolo? Ai văzut unii care plângeau că vor acasă? Nu, dar nu prea se... De adaptare în sensul că ai să prindem niște păsărele, să le frigem sau să tăim o șarpe sau... Nu. Da, chestii... Adică nu erau adaptați cu astfel de lucruri. Nu, adică nu se pricepeau. De multe ori se scurau din parte zicând ce bine e să stai acasă. Și după aceea zic, sunt în cortă. Bun, dar înțeleg că voi cei mici ați organizat un sistem de paznici, așa, care amendau pe cei care făceau mizerie. Care făceau... Da, din păcate n-am participat pentru că n-am auzit la timp. Aș fi vrut să particip, dar de fapt nici nu cred că aș fi putut, pentru că am avut destul de treabă și așa. Da. Eu știu că grupa asta era așa, cum prindea unul că aruncă o pungă afară, cum îl amendea cu un leu. Dădea amendă. Da, dădea amendă, da. Da, știu. Oameni serioși. De tulburare în liniște publice. Da. Și erau mulți copii care se spuneau ca să fie mai, care ziceau, să fiu mai important. Și toți ziceau, eu am organizat patrula, eu așa. Da. Bun. Facem un moment de promo. Imaginația copiilor poate schimba lumea. Cu telecomanda Techi, ei își vor găsi inspirația în documentare fascinante și în cele mai amuzante desene animate. Techi, inovația pentru copii.
fiu avocat. O să fiu arhitect. O să fiu medic veterinar. O să fiu economist. Într-o zi o să ajung în vârf. Te așteaptă o universitate acreditată, cu profesori de excepție și condiții moderne de studiu la taxe avantajoase. Tu unde o să te înscrii? Înscrie-te la Universitatea Spiru Haret. Pentru succes! Dragul meu prieten! Chei, unde ești? Cine se trezește de dimineață, de surprize are parte. Și de o să-i placă tare bundiță nouă, mi-o da o sărutare, poate și două. Surprize extrase dintr-un ghiozdan și puse la cale de Carmen Fulger și echipa sa permanentă. Ghiozdanul cu surprize, sâmbătă de la ora 9. Din cauza dreptului de autor. Forum IT, o emisiune mozaic, o emisiune dezbatere. În ea veți reuși să aflați despre hardware, software, educație, tot ceea ce vă interesează atunci când vă gândiți, alături de familie sau de prieteni, să achiziționați un sistem. Pentru dumneavoastră sau poate pentru locul în care lucrați. În fiecare sâmbătă de la 18:30. Forum IT. Doamnelor și domnilor, sunt George Lucă și vă invit în fiecare duminică să ne urmăriți. Intrăm în casele dumneavoastră cu cei mai îndrăgiți interpreți ai folclorului adevărat. Nu ratați întâlnirea cu cântecul popular. Vă așteptăm! Oamenii se hrănesc cu povești. Să cunoaștem așadar locuri de mare atractivitate turistică, nu doar grație frumuseților naturale, ci și pentru că sunt legate de întâmplări și personaje care au intrat în istorie sau chiar în legendă. Locuri de poveste. O invazie de șobolani stârnește furia locuitorilor. Ultima speranță pentru a scăpa de micile vietăți agasante. Father, we've been invaded. Invasion? Send a messenger to the king. We will get the army. Este cântecul unui fluier. Ademeniți de melodia fluierului fermecat, șobolanii s-au îndreptat către râul din oraș unde s-au înecat. Aventura însă abia de acum începe. Fluierul fermecat, duminică de la 20:30 la TVH 2.0. Dacă te-ai hotărât ce vrei să faci în viață și ai ales una dintre cele 25 de facultăți ale Universității Spiru Haret, iată ce trebuie pentru a te înscrie. În primul rând, este bine să consulți site-ul universității, mai exact www.spiruharet.ro, pentru informații cât mai detaliate. Apoi trebuie să te prezinți la unul din sediile noastre din București, Brașov, Blaj, Câmpul Mușel, Râmnicu Vâlcea, Craiova sau Constanța. Acolo trebuie să ai următoarele documente: diplomă de bacalaureat în original sau adeverință eliberată de liceu în original pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2012. Copie după foaia matriculă. Certificatul de naștere în copie. Adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie. Copie după carta de identitate. 3 fotografii tip buletin de identitate. Dacă este cazul, certificatul de căsătorie în copie. Un dosar plic. Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei. Pentru alte detalii, accesează site-ul admitere.spiruharet.ro. Te așteptăm să ni te alături! Revenim în platou. Discutăm despre școala de vară, care poate fi un exemplu pentru nenumărate alte școli de vară. Să mai spunem că profesorul Dolea a organizat la Cluj o tabără de astronomie, că echipa lui Cătălin Grosu a făcut un forum IT și anul ăsta, dar e vorba de tabere specializate. La Cluj au fost, lângă Cluj au fost astronomi,
la Forum IT, firește, au fost informaticieni, pe când aceasta este o tabără, cum să-i spunem, Sorine, generalistă, da? Viitorologie. Că până la urmă, tot ce se vorbește acolo se vorbește despre viitor. Da. Cum va fi, cum vom face, care sunt provocările, pe diferite domenii. Tot ce discutăm acolo, până la urmă, este strict legat de viitorul pe care ne-l dorim, chiar așa l-am intitulat și la acesta programul. Oamenii care vin acolo sunt specialiști și ne-ar spune, uite, noi cam așa vedem că vor merge lucrurile. Aici, cred că, apropo de curiozitate, facem curioși. De ce vin acolo? Cum o fi? Și el a plecat la culcare, că n-a mai rezistat, nu l-a trimis nimeni, cum spunea mai devreme George, dar nu se prea doarme, apropo de noțiunea de timp. Timpul acolo are altă conotație. 24 de ore în 24 se întâmplă ceva ca și activitate, dar nu numai, pentru că socializarea ocupă un loc important. Deja și-au format propriile grupuri de discuții interesante sau fac în așa fel încât nu-și dau seama când ajung la ora 4-5 dimineața. Trec pe la astronomie, trec pe la, mă rog, la atelierul de, la clubul de science fiction care stă până la noapte, târziu și citește, evident. Invitații care vin acolo nu stau deloc locului. Și domnul profesor, cred că poate să confirme că e complicat să mergi să mănânci la timp sau să... Asta nu, sunt chestii care printre discuții. Asta este amfiteatrul principal, aveți acum imagine de la amfiteatru. Închipuiți-vă seara plin cu 400-500 de oameni șezând pe scaune și pe jos. În scena din față, pe ecran, conferențiarii sau subiectele, îl vezi pe Curiosity, amartizând și tot experimentul, se cântă, se dansă și dansează. Dar ceea ce spune Sorin este esențial, adică felul în care simți, empatizezi cu cel cu aproapele tău. Ai interes în același domeniu, la același curs. Eram impresionat, mă duceam în fiecare dimineață la 7, să văd pe Heather Cotton, o americană pripășită la noi, de ani de zile și un om cu o inimă mare, cum ținea cursul de meditație yoga. Am numărat într-o dimineață avea 36, în altă dimineață avea 37. Între cei 36 erau un negru de origine, un negru american de origine cameruneză într-o zi și în altă zi era un chinez. Era și un chinez. Da, nu. De unde? De pe unde pripășit? De la Washington. Nu. Tot american. Tot american. Un chinez american. Cursul de roboți, făcut pentru cei mici, dar făcut și pentru cei mari, cine vrea. Radioamatorism. E tot timpul un specialist care Federația de Specialitate ne-l dă în fiecare an, care vorbește aici, colo. Să vă spunem că în urmă cu 3 ani a fost o discuție cu Stația Spațială Internațională. Da, o legătură asupra noastră și a stat de vorbă cu noi. Ne-au băgat în seamă, ca să zic așa. Te-ai mai gândit, George, și la alte propuneri pentru... Totuși, ce să mai arătăm acolo, doamne? Yoga nu știi. Pentru copii. Da. La tras cu arcul ai fost la tir? Nu, din păcate l-am ratat. Eram prins cu niște copii la... Da, ocupat. Aș avea o idee, un curs de not, că nu știu să fi fost. Asta, să știi că toată lumea trebuie să știe să not. Uite, la asta trebuie să ne gândim tot pentru cei mici la anul, să le facem pe un culoar acolo, să-i păzim și să învețe să note. Cred că n-a avut prea mult timp, că dacă avea timp anul ăsta, cu siguranță să note acolo. Aș vrea să-i pun eu o întrebare, lui. Da, domnul profesor. Ce zici de Lego? Pentru că ești un mare admirator a acestui joc, de ce n-ai propus... Un curs de Lego, uite. Un centru de Lego acolo. La asta chiar nu m-am gândit, dar cred că mi-ar fi trecut prin minte. Uite, alături de origami? Am fost la origami, da. Alături de origami aveai și Lego? Și intrești cu... Da. Da, nu poate registra schița. Puteți să arătăm, întoarcem așa. Arătul de origami nu. Am fost la curs de origami și nu este prea potrivit să-l combinăm cu Lego, serios. Nu. Aș zice, e opțional, serios, origami pe... Dacă este nevoie, fetițe, chiar nu? Pot... Nu, chiar pot să țin două cursuri, dacă e nevoie, pentru că dacă cineva e să țină cu Lego, atunci eu sunt acela, credeți-mă. Bun, dar cel cu magneții, nu? Bun, e regulă. Uite, un conferențiar ne-am asigurat pentru la anul.
facem un curs special pentru. Dar putem să facem despre magneți în general, ar fi o lecție interesantă, magnetismul. Știi ce chestie misterioasă este? Da, am avut câteva părți despre magnetism și un... Dar cum îți explici? De ce se atrag magneții aia? Au înăuntru suflet ceva și zic? Nu, cred că este din complet din meritele fizicii și... Acum nu vine în minte ce scria la magnetism din cartea mea de fizică. Păi dar ce, te-ai făcut fizică la școală? Nu, n-am făcut fizică și nici chimie, dar am citit de câteva ori niște cărți de fizică și de chimie. Doamne, la urmă și la clasa a patra ai voie să citești cărți pentru cei mai mari, nu te oprește nimeni. Dar să spun un secret, nu prea știe nimeni cu magnetismul. Înțeleg? Sunt formule, sunt legi, dar exact de unde vine, ce se mișcă, încă savanții mai cercetează. Și au inventat electromagnetismul. Electromagnetismul l-au inventat, dar l-au descoperit. Să-ți mai spun un secret. Nimeni nu știe ce e curentul electric. Asta înțelegi? Uite, becuri de când vezi de 100 de ani, dar cum se mișcă electronic chestia asta, nu ne prea iese, știi? Adică oamenii mari fac pe deștepții foarte tare, dar multe lucruri nu le știm. Înțelegi? Poate le găsiți voi. Ce ne așteptăm la anul? La anul e bine că e o provocare, mai ales că trebuie să-i sărbătorim un pic, un sfert de secol. Avem o idee mai veche să vedem dacă o putem pune în practică, să avem un simultan un program atlantic urban pe trei continente. E o discuție care am început acum câțiva ani de zile cu David Anderson și Florin Munteanu, având în vedere că partener acum îl avem și pe Guy Jochen din Statele Unite, care este președintele Asociației Cluburilor UNESCO din Statele Unite. O colaborare cu ei, o discuție deja avută cu guvernul indian, care e interesat să facă un program Atlantic Run, un model Atlantic Run și în India, poate ne va ieși și va fi. Deci de la o idee plecată acum 25 de ani se va generaliza undeva în lume și, apropo de ce spuneam mai devreme, se poate fi folosită ca model. Nu ne propunem să facem mai mult decât evenimente la care cei tineri pot veni, evenimente care pot fi create fără un suport material ieșit din comun, dogmatul și acolo, dar la care rezultatele sunt deosebite. Volumul de informație care este asimilat de cei care vin acolo și tipul de informație este deosebit. Domn profesor, cursul de fizică, cursul de matematică, cursul de medicină, fiziologie sau cum îi spuneți. Da. Foarte bine, sigur, nu se poate fără ele. Dar cursul general de științe, de cultură, noi spunem, George trece pe acolo, aude, vede la o leacă de magnetism, un pic despre Lego, cineva dansează dans irlandez, ce-o fie la mă, rămâne în cap. Trece un fluviu care se învârte, care trece pe lângă o insuliță și o capidabă e o cetate istorică. Da, toate am fost cu da, toate astea se strâng la oaltă. Fac un gen de cultură. Da, vă spuneam un pic mai devreme că probabil într-un timp relativ scurt, apropiat, se va schimba modalitatea de educație. Pentru că, și o spun cu toată răspunderea, societatea a ajuns la concluzia că a produce numai indivizi disponibili să facă ceva, numai să facă ceva, deja a început să devină periculos chiar pentru planetă, nu numai pentru societate. Pentru că dacă nu integrezi ceea ce faci, în primul rând, în societate, adică ce impact are, și o să vă dau un exemplu din mass media, am văzut atâtea producții de tip cinematografic care sunt sub orice nivel de cultură și de educație. Nu interesează decât să câștige bani. În alimentație, atât de mult să fac reclame pentru produse care se știe că sunt toxice, sunt periculoase, deci afectează în mod semnificativ starea de sănătate. Toate aceste lucruri ar trebui învățate începând din copilărie. Ca lumea
Și pentru asta trebuie să schimbe orientarea noastră în ceea ce privește societatea și mediul. Pentru că dacă noi nu avem un țel pentru ceea ce producem decât să facă bani și nu ne interesează impactul asupra societății și impactul asupra mediului, deja devenim periculoși și pentru noi. Și nu știu dacă, sper că nu mă înșel, Descartes pomenea atunci, acum 4 secole, că există riscul de a merge spre autodistrugere, nerespectând armonia lucrurilor în univers și, bineînțeles, în societate. Sigur că nu se poate trăi numai pentru profit, societatea nu poate să fie asta. Dumneavoastră ați ținut acolo un curs, împreună cu Pierre de Hillerin, despre conștiință. Da. Cum vi s-a părut audiența? Era arhiplină poiana. Deci, acum, problema, trebuie să recunosc că fac parte dintre adulții care recunosc ceea ce nu știu. Aș vrea să știu mai multe despre conștiință, dar trebuie să accept ideea că în acest moment am mai multe întrebări decât răspunsuri apropo de conștiință. Cred că aș putea în acest moment să apreciez conștiința ca o formă de informație universală și care se reflectează în creierul nostru. Deci creierul nostru accede, dacă vreți, informația din univers într-o formare a conștiinței. Cam așa aș putea să definesc în acest moment conștiința. Fără să dau niciun fel de interpretări, nici pur științifice, nici religioase, asta cred eu. Eu, în general, în ceea ce privește inclusiv această problemă de conștiință, nu țin cont nici de religie, nici de momentul politic, nici de orientările filozofice. Încerc să iau din toate câte ceva, să-mi fac o imagine cât mai complexă. Chiar acum citeam, astăzi am început să citesc lucrarea lui Descartes și unde pune problema conștiinței și a spiritului. Și cred că lumea, într-un termen relativ scurt, va reveni la această dimensiune care am pierdut-o pe drum. Sau va reveni pe tronsoane, să zicem așa. Uite, ce ați văzut acolo, eu îi priveam pe cei care vă... audiența dumneavoastră, era, era umăr lângă umăr. Da, sunt interesați pentru că ei simt, intuiesc că această dimensiune a existenței umane are o pondere poate mai mare decât a învățat să faci cuie sau inclusiv roboți. Numai că societatea a pierdut interesul spre această zonă și cred că... Ce vreau să subliniez este faptul că vor același fel de a gusta din de toate, din cunoaștere. Sunt strict interesați când o problemă e deosebită interesantă. Dacă eu mă apucam să le predau ecuația de gradul 2 la cei mai mici, cum o să învețe curând George, fugeau în tufișuri. Sigur. Plecau, da? Sigur. Depinde. Erau de umăr context. Lângă umăr, deci se creează o relație de intimitate. Eu și cu tine avem același. Da. Și mai este un element important la care și Sorin și eu și profesorul lui Aurel Cărășel ne-am gândit de la început. Dom'le, este sub copaci, sub tufișuri, lângă un fluviu care curge, pe o insulă, în mijlocul naturii. Da. Ne tot vrăm în case mari de beton, cuiem ușile și... Și mai e ceva. Acolo omul se simte în general, inclusiv tinerii, mai în largul lor. Nu trebuie să țină cont de foarte multe norme de comunicare. Am întâlnit oameni care n-aveau nicio legătură cu neuroștiință și care mi-au pus întrebări foarte pertinente. Foarte mulți tineri am întâlnit care m-au întrebat ce părere am despre modul sau felul în care merge societatea românească și civilizația în general, pentru că
La urma urmei, toate lucrurile depind de gândirea noastră, de creierul nostru. Omul a devenit o forță atât de puternică încât nimeni nu mai poate să neglijeze impactul gândirii noastre asupra societății și mai ales asupra mediului mai apropiat și mai îndepărtat. De altfel, una din întrebările care am pus-o cu ocazia videoconferințe cu NASA a fost tocmai asta, dacă se așteptau să găsească urme prin zona pe unde au umblat, și mi-au spus câte corpuri deja se află în univers, în cosmosul apropiat nouă, rezultate din distrugerea artefactelor vrătoare. Haideți să mai luăm imagini din, de pe Atlanticron, această școală de vară pe care dorim să o oferim pe gratis, să știți că avem și, chiar și brevet pentru ea. Și vrem să o generalizăm, dacă se poate, vrem să-i facem pe profesorii adevărați să organizeze, să găsească locuri în care se întâmple asta, fie pentru astronomie, fie pentru fizică, fie pentru matematică, cum se mai întâmpla și până acum, dar și pentru tabără generalistă, așa cum este asta. Am fost ajutați de foarte multă lume și merită să spunem, să-i spunem de cei care ne-au ajutat. Sigur, sunt deja agenții guvernamentale, companii importante, și aici să mulțumesc celor de la Cernavod, de la Centrala Nucleară, celor de la Primărie, de la Elcomex, de la Stizo, dar în mod special Ministerul Agriculturii, ANIF-ului, cei care ne-au pus la dispoziție cele bacuri dormitor, sprijinul Poliției de Frontieră, asigurându-ne securitatea în zona respectivă. Am avut de asemenea ca parteneri Nemira, multe postul de radio, televiziuni, așa sunt mai multe, n-aș vrea să le lăsăm. Se spune aici că Nemira a lansat, în cadrul clubului de science fiction de pe insulă, a lansat programul Anticipația, care înseamnă almanacul Anticipația, ce va apărea și pe hârtie în fiecare an. Înseamnă colecția de povestiri științifico-fantastice, vechea CPSF. Era vorba nu numai online, Valentin Nicolau a spus că o să apară și tipărită, un larg program de carte, pentru că fără imaginație nu se poate. Și atunci amestecul SF-ului în științele care se predau acolo se potrivește ca o mânușă. De asemenea, am avut anul acesta pentru prima dată ca parteneri pe cei de la Microsoft, sper să venim și anul viitor. Vestul Ocean, Anderson Multinational, COZA, ne-am ajutat. Mă rog, în 20 de ani ne avem mulți prieteni și fiecare contribuie câte ceva, avem de grijă să vorbim despre ei când avem ocazie sau să trecem pe ne mai simplu pe internet, să-i amintim. Din clasa voastră a profesorului Cărășel de la liceul din Cernavodă, l-am văzut și pe Pifu, care e pe acolo de bază. Da, deci așa vine echipa. Pentru Atlanticon începem să lucrăm cam cu 7 luni înainte, suntem aproape 50 de oameni, în afară de invitații pe care îi câștigăm an de an. Unii revin, alții de câte o dată sau de două ori, dar se lucrează aproape 7 luni de zile. Domnul profesor, vrem să, cum să spun, să înțelegeți că e vorba de o structură care s-a construit în mecanism, timp, care s-a așezat, că sunt 50 de oameni, spune Sorin, care fac acolo. Nu, am apreciat efortul fizic deosebit, deci dincolo de impactul care l-a avut efortul pentru organizarea acestei manifestări, după mine, este mare și sunt absolut convins că au fost mobilizați zeci de oameni pentru a funcționa în final Academia Atlantică. Și asta nu e cu bani de la stat. Da. Indirect, este sprijinul da. Și nu autorități ale statului, pentru că trebuie să spunem tuturora, mă refer aici ca autorități, Ministerul Sănătății, deci Sănătate Publică, pentru că 500 de oameni sunt în 10 zile pe insuliță, în locul Dunării. De aceea și Poliția de Frontieră este acolo și ne ajută și Poliția Locală și spitalele din zonă. Și, slavă Domnului, până acum nu am avut un eveniment și n-a fost nevoie să dăm de lucru, dar autoritățile statului sunt implicate indirect. Într-adevăr, nu am mai avut sprijin financiar ca da, pe dăți, la asta se referea. Dar s-a pus în mișcare și se întâmplă. Asta și spun întotdeauna, se întâmplă Atlanticron și totuși am făcut dovada de atâția ani de zile că primim sprijin. Nu e neapărat nevoie să primești bani.
Da, sigur. Totuși, bucuria noastră a celor care ne-am implicat este că îi vedem pe ei bucuroși și visători după ce pleacă de la insuliță, cu o singură dorință, să revină și cu dorința de a spune și celorlalți ce loc superb este acolo și ceea ce au ei, de fapt, o problemă, că nu pot dovedi. Nu pot lua nimic de acolo să arate celor din afară. Cum spuneam, un băiețel cam de vârsta lui George, la plecarea de pe insulă, căci e un moment aproape trist, așa, când bărcile se duc cu toți cei, vă schipuiți, 480 de oameni care trebuie să părăsească insula, și un băiat îl întreabă pe taică-su: tată, cum să facem noi să ducem celor de afară lumea dinăuntru? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut. Păi vii? Da, e. Mi-a zis din prima zi că el vara viitoare să fie clar că veni. Aceasta este povestea falansterului Atlantic Rock, și despre asta e vorba. O comunitate de oameni care trăiesc pe lobul frontal al civilizației omului, în mijlocul naturii, și se adaptă din cunoașterea lumii, și toată asta o facem pentru George. O zi bună vă doresc! Acesta e viitorul pe care îl dorim, motoul de anul acesta.